În Turcia au avut loc proteste la adresa ieșirii țării din tratatul de la Istanbul, care era adresat protejării femeilor pe teritoriul Europei. Îți amintesc că decizia a fost anunțată sâmbătă trecută de președintele turc Erdogan. Iată imagini de la manifestația de aseară. Convenția de la Istanbul obligă autoritățile statului semnatar să ia măsuri pentru a preveni violența domestică. Protestatarii văd ieșirea din acest acord drept un mare pas înapoi în lupta împotriva abuzurilor. İstanbul Sözleşmesi'nin olmaması zaten etkin uygulanmamasıyla da birlikte aslında erkekliğe bir cesaret veriyor ve onlara istediklerini yapıp hatta kadınların cansız bedenlerini yok etme, delilleri yok etme, kadın ölümlerini, kadın cinayetlerini şüpheli bir şekilde bırakma gibi aslında bir cesaret veriyor. Unii oficiali ai partidului lui Erdogan au pledat pentru revizuirea acordului. Susțin că este incompatibil cu valorile conservatoare ale Turciei, care a fost prima semnatară a tratatului în 2012. Până în 2019 au aderat la Convenție 45 de state, printre care și România.